Legendele Olimpiei. La fiecare 4 ani, cei mai buni sportivi ai lumii se întâlnesc la Jocurile Olimpice. Competiția își trage numele de la vechea așezare greacă Olimpia din peninsula Peloponez, care a găzduit timp de secole, în antichitate, întrecerile atletice ale lumii elene. Ca și competițiile antice, Jocurile Olimpice moderne au creat zei și eroi, zeițe și eroine. Sunt Florin Orban și până la Jocurile Olimpice de la Paris, care vor începe în 26 iulie, vă voi prezenta într-un podcast lunar cu interviuri de colecție pe care le-am realizat de-a lungul anilor la Radio România Internațional câteva legende olimpice românești. Ne amintim astăzi de Iolanda Balas-Schöter, cea mai mare atletă a României. A fost singura româncă între sportivele nominalizate de Federația Internațională de Atletism în 1999 pentru titlul de atleta secolului 20. A fost dublă campioană olimpică la săritura în înălțime. A realizat 5 recorduri olimpice și 14 recorduri mondiale. Timp de 11 ani a fost neînvinsă. Cele 140 de competiții câștigate consecutiv au propulsat-o în cartea recordurilor. A început atletismul la 13 ani, la Clubul Electrica din Timișoara. În mai puțin de un an de la debut, bate recordul național de junioare. La 19 ani realizează prima sa mare performanță ca senioare, locul secund la campionatul european de la Berna. Să o ascultăm pe Iolanda Balas-Schöter într-o emisiune Radio România Internațional realizată în luna aprilie a anului 2000. Întotdeauna m-am comparat cu cele mai bune atlete din lume. La vremea respectivă au fost atletele englezoice Lerville și Hopkins, recordmene europene, mondiale și sigur întotdeauna mi-am pus întrebarea dacă ele pot, de ce să nu pot și eu? Și atunci, sigur, calea a fost mult ușurată cu ambiția mea și dorința de a face ceva în mod serios și asta am reușit. Și întotdeauna m-am gândit că dacă am fost trimeasă să concurez pentru România și să reprezint România, trebuie neapărat să obțin și un succes, că doar pentru asta am venit. Și primul meu succes a fost la Berna în 1954, locul 2, nesperat, dar eu nu m-am mulțumit cu locul 2. Am spus, nu se poate, trebuie să mergem mai sus, trebuie să sărim mai mult, să sărim, spun în plural, fiindcă Schöter, soțul meu, a fost și el prezent la Berna, atunci în calitate de atlet, eu atletă, iar peste 4 ani, în 1958, la Stockholm am cucerit medalia de aur. Era primul meu succes, vorbesc prima medalie de aur la o competiție europeană. Deja până în 1958, dumneavoastră obțineați la 14 iulie 1956 la București, cu o săritură de 1,75 m, primul dumneavoastră record mondial. Exact, exact. Rezultat care mi-a dat pur și simplu multe și mari speranțe pentru Jocurile Olimpice din 1956. Și toată lumea s-a gândit, gata, Iolanda cucerește medalia de aur. Din păcate, Melbourne nu mi-a ieșit așa cum am dorit. Asta și din cauza că soțul meu, având un frate în Australia, n-a mai putut face deplasarea, el fiind de acum antrenorul meu, și ne-am dus și am stat în Australia 3 săptămâni fără antrenor, fără niciun sprijin moral și tehnic. Și dintr-o favorită am ieșit de-abia pe locul 5. Vă dați seama ce lovitură a fost pentru mine, mai ales că autoritățile sportive al vremii m-au făcut și trădătoare de patrie, spunând că am vândut medalia americancei Mildred McDaniel. Am vândut, în ghilimele spus, că am cedat. A fost cea mai grea lovitură din toată cariera mea sportivă, această înfrângere de la Jocurile Olimpice de la Melbourne. Eu m-am gândit că o să mă întorc cu aurul, și 4 ani de zile după Melbourne, 1956, în caietul meu de antrenament, am notat revanșa, revanșa. Și cu un bănuț am desenat cele 5 cercuri olimpice și am spus în fiecare zi trebuie să mă revanșez pentru succesul la Melbourne. Lucru ceea ce s-a realizat pe urmă la Roma în 1960. Roma, 1960, erați favorită, dețineați recordul mondial, aveați acea dorință de revanșă. Cum a fost? Exact, la Roma a fost ceva extraordinar, în sensul că era cât pe aici să plec tot singură la Roma. Soțul meu, încă neavând viză de ieșire din țară, din cauza, am spus că fratele lui era în Australia, și unii conducătorii vremii erau convinși că noi vom rămâne în Occident. În fine, după mari peripeții, am ajuns și la Comitetul Central, inclusiv la Gheorghe Iude, și am spus, dacă nu vine Schöter, antrenorul meu, să mă însoțească la Roma, eu nu mai reprezint România.
Asta a fost dorința mea, ca să am un succes acolo, dar să nu pățesc cum am pățit la Melbourne. Și în fine, pentru prima oară, după 4 ani de zile, Schroeter a primit pașaportul și a putut să plece la Roma. M-a însoțit, am câștigat medalia de aur, un nou record olimpic, 1,85 m, rezultat excepțional pentru vremea respectivă. Dimineața am avut calificări, după masă finală, pe o ploaie mocănească, dar ce mai era, am câștigat medalia de aur, a fost o satisfacție fantastică, vă dați seama. La Tokyo în 64 v-ați apărat cu succes titlul olimpic. A fost mai greu decât la Roma? S-a apărat ceva ce ați câștigat? M-am bucurat mai mult pentru medalia de aur cucerită la Roma. De ce? Noi ne asemăm mai mult cu latinii noștri, respectiv cu italienii noștri și temperamental. Sigur, a fost un succes mult dorit la Roma. Aici, la Tokyo, am dorit să dovedesc în continuare și am reușit să n-a fost un accident câștigare, ci efectiv am repetat aceea performanță, respectiv medalia de aur, cu un nou record olimpic, 1,90 m. Dintre alte repere ale carierei dumneavoastră, să notăm că ați intrat în cartea recordurilor datorită a 140 de victorii consecutive. Pe câți ani s-au întins aceste 140 de victorii? Mai exact, da. De când până când ați fost neînvinsă? Da. V-am spus, ultima mea înfrângere a fost cea de la Melbourne, în 1956, și până în 1967 nu am fost învinsă, până la abandonarea activității sportive. Din 1991 până în 2005, Iolanda Balas Schroeter a ocupat funcția de președinte al Federației Române de Atletism. Ne-a părăsit în ziua de 11 martie 2016, la vârsta de 79 de ani.